Să știți că ne-am gândit să organizăm în sala de ședințe, dar nu încăpeam cu siguranță, nu încăpeam toți și am ales să fim aici în fața primăriei. Rugămintea mea, haideți și luați mamele, copiii, haideți luați loc aici ca să fie și consilierii. Am să vă spun foarte pe scurt cum vor derula lucrurile. O să începem cu un tedeum și tedeumul este dedicat atât familiilor care astăzi sau în anul 2018 au împlinit sau împlinesc 50 de ani de la căsătorie, cât și mamelor care au născut gemeni. Și noi am invitat astăzi aici mamele din Dărmănești care au gemeni minori. Pe lângă familiile care au 50 de ani de la căsătorie și pe lângă mamele care au gemeni, vom mai premia câteva, să zic, persoane juridice și nu numai, care în cursul anului 2018 au făcut pentru comunitatea dărmăneșteană ceva în plus decât ceilalți. Adică au ieșit cumva în evidență. Și o să vedeți dumneavoastră că încercăm să aducem recunoștință acelora dintre noi care au muncit mai mult, care poate sunt mai săritori atunci când avem nevoie, care poate dau din ce au ei mai mult celor necăjiți. Și vreau să vă spun și să vă amintesc că la Dărmănești, pe lângă lucrurile bune care se întâmplă, mai avem și necazuri, mai avem și nevoi. Am trecut și prin inundații, am avut și case, familii care au fost afectate în urma unor incendii și ca să-i ajutăm pe cei care sunt necăjiți, apelăm la cine? La cei pe care îi cunoaștem și știu că au dare de inimă. Ei, acești oameni au sărit de fiecare dată când le-am solicitat și vreau să vă amintesc doar un caz. Anul trecut, Casa de Paște la Sălătruc, o familie a rămas în urma incendiului fără adăpost, fără casă. Noi am spus proiectului Casa de Paște și în 2-3 săptămâni, donând din donațiile pe care le-am obținut de la unii constructori, de la unele firme din Dărmănești și punând și noi de la Consiliul Local ce am putut, am reușit să facem o casă acelei familii împreună cu biserica și nu numai. Și sigur zicem noi că am reușit să facem ceva. Acum lucrăm la un alt proiect, tot la fel, o familie necăjită cu 3 copii care soțul s-a prăpădit în primăvara acestui an, a fost omorât. Și a rămas o mamă cu 3 copii pe drum care n-au unde locui. Încercăm să găsim și acolo niște soluții ca până în iarnă, până în, să zic, noiembrie, să reușim să facem acolo ceva ca acele suflete să poată trăi în condiții bune. Și pentru că am văzut că o parte dintre dumneavoastră ați luat loc aici, deși e soare, am să rog Părintele Catolic, da, să înceapă cu o slujbă care să se adreseze atât familiilor care împlinesc sau au împlinit 50 de ani de la căsătorie, cât și celorlalți. Mulțumesc foarte mult! Dragi familii sărbătorite și jubiliare, preacuternici părinți, frați, în Hristos Iisus, doamnelor și domnilor, mult stimate domnule primar, anfitrionul nostru, înainte de celebrarea liturgică, îngăduiți-mi un cuvânt. Familia timpului nostru este în criză, este atacată, contestată, pusă în discuție din toate părțile. Tinerii se angajează în căsătorie și repede se retrag. Divorțul este o adevărată plagă. Se trage o concluzie pripită. Viața de căsătorie este imposibilă. N-are niciun rost să mai riști. Da, căsătoria este într-adevăr o tragedie când se clădește pe bani, pe interes, pe plăcere, pe publicitate și de aceea eșuează. Insistăm cu întrebarea.
viața de căsătorie este imposibilă. Avându-i în fața noastră pe acești sărbătorici, eroi ai vieții de familie, venim și spunem că viața de căsătorie este posibilă. Undeva în regiunea Bretagne, din nordul Franței, într-un sătuc, a avut loc o inundație. În acel sătuc trăia și o tânără familie, soțul, soția și copilul. Apele au crescut. Cei trei s-au urcat în pod. Apele au continuat să crească. S-au urcat pe acoperiș. Apele creșteau. Soțul își ia soția în spate. Este acoperit soțul, acoperită și soția. Soția ia copilul în spate, i-a acoperit și el. Și spune frumoasa legendă că a trecut pe acolo, pe deasupra apelor, Îngerul lui Dumnezeu și a văzut capul copilului. L-a prins de cap și l-a scos din apă. A ieșit copilul, a ieșit și mama, a ieșit și tatăl. Au fost salvați pentru că au fost găsiți împreună. Avem în fața noastră, cum spuneam, eroi ai vieții de familie. Ei au rezistat 50 de ani pentru că și-au clădit viața de familie pe două coloane. Iubirea dintre ei și credința în Dumnezeu. Pentru că atunci când au fost căutați, au fost găsiți mereu împreună și la bine și la rău. Am venit în mijlocul dumneavoastră împreună cu o familie relativ tânără. Vizitiu Sorin și Mihaela, împreună cu rodul iubirii și al credinței lor, Belia, de 14 ani, și Erica, de 8 ani. De 15 ani își trăiesc bucuria de a fi împreună, mereu împreună, și ne dau mărturie că viața de căsătorie este posibilă. Împreună cu celelalte familii tinere, privesc la dumneavoastră cei sărbătoriți. Iau curaj din curajul dumneavoastră, elan din elanul dumneavoastră, răbdare din răbdarea dumneavoastră, bucurie din bucuria dumneavoastră. Înainte de momentul de rugăciune, vă felicităm încă o dată și vă mulțumim că existați, că sunteți mărturie și exemplu și implorăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să ne rugăm. Părinte Sfânt, care ești fidel, tu ceri ca legământul tău să fie respectat și îi răsplătești pe cei care îl respectă. Binevoiește-a revărsa binecuvântările tale peste slujitorii tăi, care sărbătoresc a 50-a aniversare a căsătoriei lor. Dumnezeule, familia și are temelia tainică în orânduirea ta. Ascultă cu îndurare rugăciunile slujitorilor tăi și fă ca urmând de exemplul Sfintei Familii să te laude veșnic în bucuria casei tale prin Hristos Domnul nostru. Farmecul femeii frumoase, în casa bine întreținută, este asemănător soarelui care răsare. Citire din cartea lui Ben Sirah. Fericit este bărbatul care are o soție bună, numărul anilor lui va fi dublu. Femeia destoinică este bucuria bărbatului, el va avea parte de fericire toată viața sa. O femeie bună este o comoară de care au parte cei care se tem de Dumnezeu,
și este dată bărbatului pentru faptele sale bune. Fie că sunt bogați, fie că sunt săraci, ei au inima plină de bucurie, în orice împrejurare, fața lor este senină. Farmecul femeii harnice aduce bucurie soțului ei. Înțelepciunea ei face viața fericită. O femeie tăcută este un dar al lui Dumnezeu, iar femeia bine crescută este de neprețuit. Dar peste dar este femeia sfântă și sfioasă și nu este comoară mai de preț ca femeia înfrânată. Farmecul femeii bune luminează casa, asemeni soarelui care răsare peste munții Domnului. Cuvântul Domnului. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp a spus Iisus: la începutul lumii, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat și femeie. De aceea, omul va părăsi pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și amândoi vor fi un singur trup. Astfel, ei nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Cuvântul Domnului. Fraților, Dumnezeu a binecuvântat legământul căsătoriei încă de la începutul lumii, iar Iisus Hristos a făcut din ea un sacrament, izvor de har pentru viața veșnică. Să-mi rugăm astăzi în mod deosebit pentru aceia care acum 50 de ani s-au căsătorit, cerând în același timp de la Dumnezeu unire și bună înțelegere între toți oamenii. Atotputernice Dumnezeule, stăpânul vieții și întemeitorul familiei, dăruiește bisericii familii cu adevărat creștine, în care dragostea și armonia dintre membri să reflecte iubirea negrăită din Sfânta Treime. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează între soți iubirea și fidelitatea conjugală și dă-le harul de a primi cu bucurie copiii trimiși de tine. Te rugăm, ascultă-ne! Ferește familiile noastre de griji, necazuri și neînțelegeri. Învață-ne pe noi copiii să fim recunoscători față de părinți. Fie-ți milă de familiile lovite de suferință trupească sau sufletească și arată-ți în mod deosebit prezența în mijlocul lor. Păstrează-i în harul primit pe cei care au 50 de ani s-au unit în numele Domnului și revarsă asupra lor darul și binecuvântarea ta. Te rugăm, ascultă. Părinte Ceresc, revarsă, te rugăm, harul tău asupra slujitorilor tăi, care astăzi celebrează 50 de ani de căsătorie, și asupra tuturor acelora care participă la bucuria lor, pentru că ei să caute mereu cele plăcutăție și să primească de la tine ceea ce îi duce la fericirea adevărată, prin Hristos Domnul nostru. Acum o să vă rog să vă ridicați în picioare, pentru că veți primi binecuvântarea. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, să vă dăruiască pacea sa. Amin. Fiul unul al lui Dumnezeu să vă stea alături cu îndurare, atât în clipele de bucurie, cât și în clipele de suferință. Amin. Duhul Sfânt să reveste necontenit iubirea sa în inimile voastre. Și pe voi toți, care sunteți aici de față, să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Celebrarea s-a sfârșit. Mergeți în pace. Încă o dată vă felicităm și vă dorim să aveți tot ce este mai frumos de pe lume. Cu bine! Și invit pe preoții din parohiile ortodoxe să celebreze slujba de ceremonie, să zic. Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei Treim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
împărate ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care pretutindeni toate le împlinești, vistierul bunătăților și de viață, vino și să se lăștuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească un jertfenicul său cel mai presus de cerul mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrâncii robilor săi și cu îndurare să miluiască pe robii săi care acum împlinesc 50 de ani de împreună viețuire, Mihai și Ana, Vasile și Maranda, Vasile și Maria, Dumitru și Maria, Gheorghe și Paraschiva, Pavel și Despina, Ilie și Paraschiva, Petru și Ileana, Vasile și Elena, Gheorghe și Veneta, Gheorghe și Georgeta, Constantin și Mândița, Dumitru și Elena, Nicolae și Viorica, Mihai și Maria, Vasile, Adela, Vasile și Viorica, Simeon și Coca, Ioan și Paraschiva, Ioan și Maria, Stelian și Sofronia, Anton și Vasilica, Mihai și Elena cu toți ai caselor, pentru sănătatea, sporul, ajutorul și mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Sfânta Evanghelie, cea de la Marcu citire. Aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vă, că oricine va zice muntele acestea, ridică-te și te aruncă în mare, nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, o fi va lui orice va zice. De aceea zic vă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva,
ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și-o toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi la împlinirea acestor 50 de ani de bună viețuire, robii lui Dumnezeu Mihai și Ana, Vasile Maranda, Vasile Maria, Dumitru Maria, Gheorghe Paraschiva, Pavel de Spina Ilie, Paraschiva Petru, Ileana, Vasile, Elena, Gheorghe și Veneta, Gheorghe și Georgeta, Constantin și Mândița, Dumitru și Elena, Nicolae și Viorica, Mihai și Maria, Vasile și Adela, Vasile și Viorica, Simeon și Coca, Ioan și Paraschiva, Ioan și Maria, Stelian, Sofronia, Anton și Vasilica, toată casa lor și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire, ei învrednicit ale se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-ai spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată rea o întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne învrâncește pe toți, totdeauna a grăi și a cânta, ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Robilor Dumnezeu, pomeniți astăzi, la cei 50 de ani de împreună viețuire, de împreună cu toți cei dragi din casele lor, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile întru toate, bună sporire și păzește pe dânsii într-un mult și fericit ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Distinse domnule primar, domnilor consilieri, preacucernici, părinți, frați, iubiți credincioși, vă rugăm să luați loc, pentru că și așa stați în soare și distinși sărbătoriți astăzi la 50 de ani de împreună viețuire. Este o bucurie pentru noi să fim astăzi prezenți la începutul acestor sărbători dedicate zilelor orașului Dărmănești, să fim prezenți și să aducem slujbă de mulțumire înaintea premilosivului Dumnezeu pentru cei 50 de ani pe care dumneavoastră îi marcați în mod solemn acum în acest an
deosebit și solemn pentru noi. De fapt, dumneavoastră sărbătoriți jumătate de centenar în anul centenar, în anul în care toată suflarea românească ar trebui să sărbătorească și să-și însușească învățăturile pe care cei 100 de ani de Românie mare și medie acum le-au marcat peste noi. Deci sunteți sărbătoriți într-un an cu totul și cu totul special. Așa cum spunea și părintele de la parohia romano-catolică, acum când familia este lovită din toate părțile, prin tot felul de lucruri permisive, prin tot felul de lucruri care nu sunt la locul lor, este o bucurie pentru noi să întâlnim familii, cei mai mulți și din parohiile noastre, să întâlnim familii care la 50 de ani de împreună viețuire sunt unul cu celălalt și în același timp aduc laudă lui Dumnezeu. Sunteți pentru noi un exemplu de românism, în primul rând, sunteți pentru noi un exemplu de patriotism, pentru că fiecare în vremurile dumneavoastră când erați în putere ați făcut ceva pentru țara aceasta, sunteți pentru noi un exemplu de moralitate și de viață creștină. Aș vrea, cu permisiunea domnului primar, în două minute să mai fac o evocare, pentru că suntem în anul centenar și pentru că am văzut foarte puține mijloace mass media să spună acest lucru. Astăzi, 24 august, se împlinesc 165 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari fii ai neamului nostru, deși prin adopție român, și pentru că suntem în anul centenar, pe 24 august 1865 se năștea la Sigmaringen, în landul Baden-Württemberg, cel pe care istoria l-a numit Ferdinand Victor Albert Hohenzollern, cel care a fost singurul căruia românii au spus cel loial, pentru dragostea față de poporul român, pentru că nimeni altul n-a iubit țăranul român mai mult decât familia, că vorbim de familie creștină, decât familia aceasta care a domnit în România, pentru că nimeni nu cunosc în istorie pe cineva de la cel mai înalt nivel să meargă la căpătâiul a mii de soldați aflați în război, să cutreiere țara aceasta și să stea de vorbă cu țăranul român ca regele Ferdinand și soția sa, Regina Maria, după părerea multora, cea mai mare femeie din istoria neamului românesc. Și de aceea, pentru că suntem în an centenar și aproape că foarte puțin se vorbește despre aceasta, mi-am permis doar în puține cuvinte să aș putea să vorbesc ore întregi, să evoc memoria acestui om care a fost român prin adopție, dar care a fost mai român decât noi, cei de la Iași, București, Cluj, Vaslui și așa mai departe. Felicităm pe domnul primar și pe Consiliul, vedeți, sunt cu defect profesional, pe Consiliul Local pentru această organizare. Doresc succes acestor zile ale orașului Dărmănești și încă o dată rămâneți pentru noi niște exemple pe care copiii aceștia tineri, aceste vlăstare ale României ar trebui să le pună în practică în decursul vieții lor. La mulți ani și Dumnezeu să vă dorească sănătate, să trăiți! Mulțumesc! Mulțumesc mult frumoasei predici pe care Părintele Preperiță ne-a dat-o, să zic așa, și astăzi, și în special lecție de istorie, pentru că foarte mulți uităm ce s-a întâmplat cu 10 ani în urmă, dar minte cu 100 și ceva de ani în urmă. Și aș vrea, înainte de a trece la premierea familiilor, să vă mai spun câteva cuvinte. 50 de ani de căsnicie înseamnă enorm. Dumneavoastră sunteți cei aleși de Dumnezeu, pentru că ne-am uitat în arhivele noastre și cu 50 de ani în urmă, mulți, foarte mulți, au fost cei care au hotărât să meargă împreună. Dar mulți s-au pierdut în decursul anilor, fie au murit amândoi, fie au murit unul dintre soți, și dumneavoastră sunteți cei aleși de Dumnezeu și astăzi ați venit aici, la noi, la primărie, și mă bucur foarte mult că vă văd aici. Ați fost aleși de Dumnezeu, poate
nu știu, din acea mulțime, nu știu cum, dar pentru noi cei mai tineri, și mă refer la cei mai tineri ca mine, că am aproape 50 de ani și eu nu prea mai sunt 50 de ani de viață, nu de căsnicie, pentru noi, spuneam, cei tineri sunteți niște exemple vii. Trecem sau trăim vremuri grele, când tânăra generație nu știe după cine să se mai ia. Familia cu ani în urmă era respectată și era un simbol și era un stâlp al societății românești. Astăzi, din păcate, lucrurile astea nu mai sunt așa cum au fost odată. Și noi, cei tineri, facem eforturi și biserica și cei care ne conduc astăzi să păstrăm măcar ceea ce ne-a rămas. Pentru că acel val de modernism din Europa încearcă să ne distrugă și acești stâlpi care ne-au mai rămas. Personal vă felicit și mă bucur tare mult că trăiesc aceste clipe împreună cu dumneavoastră. Să știți că nimic nu e mai important pe lumea asta decât avea o familie frumoasă, avea copii, a fi sănătoși, restul toate trec. Bunurile pe care în decursul vieții le dobândim își pierd imediat valoarea după ce le luăm. Dar familia, aproapele, copiii pe care ni-i dă Dumnezeu ne țin în viață și ne călăuzesc chiar și atunci când trecem prin momente dificile. Pentru că ați așteptat destul de mult, voi încerca să fiu cât mai scurt și am să invit aici, alături de mine, familiile care astăzi sau în cursul anului 2018 împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Îl rog pe domnul viceprimar să fie alături de mine și pe doamna secretar și invit alături de noi familia Petrei Mihai și Ana din Plopul. Vă felicit! Invităm alături de noi familia Ilenei, Vasile și Maranda din Lapoș. Îl știu pe nea Vasile și pe tanti Maranda de 50 de ani. Și mă uit acum că ați rămas la fel de tânăr, așa, deși au trecut ani. Mulțumesc și multă, multă sănătate! Invităm alături de noi familia Arățoaie, Vasile și Maria din Brătulești. Invităm alături de noi familia Bolocan, Dumitru și Maria de peste Jarului. Sure.
Invităm alături de noi familia Chiper, Gheorghe și Paraschiva de pe strada Muncii. Invităm alături de noi familia Ciurlică, Pavel și Despina din Plop. Invităm alături de noi familia Cojoc, Ilie și Paraschiva din Lapuș. Am fost coleg de clasă cu Florin, cu băiatul lui tante, Paraschiva. Nea Ilie, din păcate, e acasă, nu poate să fie prezent azi aici. Invităm alături de noi familia Docan, Petru și Ileana de pe fabrici. Invităm alături de noi familia Florian, Vasile și Elena de la Dărmănească. Știți ce am constatat? E un lucru foarte frumos care mi-e drag așa să trăjeam. Am văzut că șeful în casă e tot doamna. Deci doamna ia banii, știe ce are de făcut cu plicul, știe ce felicitări. Mă bucur că așa e și la mine, nu, să știți că nu e altfel. Invit alături de noi familia Hanganu, Gheorghe și Deneta de pe Fânețelor. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, tanti Veneta era o domnișoară pe acolo, prin satul nostru, da? Și eu eram un puș care fugeam, mergeam la mâncat prune pe deal pe acolo. Am fost vecin cu mulți, cu mulți ani în urmă. Felicitări! Mă uit la tanti Veneta și o văd pe tanti Mărioara, care s-a dus săraca cu câțiva ani, mama lui tanti Veneta, da? Da. Invit alături de noi familia Jeder, Gheorghe și Georgeta de pe Uzinei.
Sămâna și bine ați venit și mă uit la dumneavoastră și vă invidiez, sunteți atât de frumoși și atât de tineri la 50 de ani de la căsătorie. Vă felicit și să vă dea Dumnezeu sănătate și mulți ani de aici încă. Invităm alături de noi familia Jitaru Constantin și Mandița de pe Fagului. Doamne ajută, să știți, uite o dorință la neacustică, să ajungă la nunta mea de 50 de ani. Doamne ajută, Doamne ajută, să fiți sănătoși și să vă țină Dumnezeu tari, da? Acum problema e să ajung și eu. Invităm alături de noi familia Lăcătușu, Dumitru și Elena din strada Lungii. Vă felicit și vă doresc multă, multă sănătate, dea Dumitru și tanti Elena, să fiți sănătoși mulți ani de aici încolo, Doamne ajută, și mă uit la nea Dumitru, am mai mult păr alb eu decât dumnealui. Multă sănătate, Doamne ajută, să vă țină Dumnezeu sănătoși. Invităm alături de noi familia Pădureț, Neculai și Viorica din Plopul. Bună ziua! Invităm alături de noi familia Pașcu, Mihai și Maria din Plopu. Avem motiv să cântăm și la mulți ani, că nea Mihai, nu mâine, poi mâine, face 76-7 de ani. La mulți ani! Invităm alături de noi familia Prisecaru, Vasile și Adela din strada Orizontului. Și nea Vasile Cețanțo și nu numai doamna, când spunea doamna secretar că-i tare doamna. Doamna Adela,
dar sunt momente frumoase, momente de suflet pe care mă bucur tare mult că le trăiți sincer. Invităm alături de noi familia Ristea Vasile și cu tanti Viorica de pe calea Trotușului. Eu mă așteptam să aveți vreo 30 de ani de la căsătorie, sincer, dar 50 sub nicio formă. Felicitări, să vă dea Dumnezeu sănătate și mulți ani de aici încolo. Invităm alături de noi familia Sândulescu, Simion și Coca din rafinăriei numărul 6. Haina, Simioane, curaj! Of, e greu tare, nu știu. Și frumos, și greu, 50 de ani de căsnicie, prin câte ați trecut, și bune, și rele, dar mă uit așa la chipurile dumneavoastră și văd mai multă fericire în cei 50 de ani. Să vă dea Dumnezeu tot binele, cât a mai rămas de aici încolo. Invit alături de noi pe Stănuleț Ion și Paraschiva din strada Bujorului numărul 34. Tanti Paraschiva, știu că soțul e cu probleme, m-a dat duș greu acolo. Sănătate multă la amândoi și să fiți puternici. Invităm alături de noi familia Ursu, Ioan și Maria, din fabricii numărul 45. Tanti Marie și nea Ioan, multă sănătate vă doresc, să fiți sănătoși și să duceți viața asta împreună, măcar vreo 50 de ani de aici încolo. Invităm alături de noi familia Bartolomei Stelian și Sofronia din strada Plopu 362. Invit alături de noi familia Vizitiu Anton și Vasilica din strada Orizontului numărul 4. De Anton trecea, că am avut lucrări pe strada Orizontului zilele astea, am asfaltat strada. De Anton trecea la deal dimineața cu coasta, trecea înapoi, trecea la deal, trecea la vale în fiecare zi și îmi spune: să știi că vineri vin să ne vedem la 50 de ani. Zic, dom'le, dar omul ăsta cu coasa în spate, atât de puternic, are 50 de ani de la căsnicie? Și se pare că are. Vă felicit, toate cele bune, să fiți sănătoși. Deci dimineața e pe Măgurice, iar la coasă. Sămânătă. Acum, că sunteți la urmă,
Spuneți-mi și mie un pic, cum ați reușit să-l țineți, doamna, așa de, doamna vizitiu, cum l-ați ținut așa în formă de cosește, așa de tare la vârsta asta? Ce ați făcut dumneavoastră? Aha, deci ați văzut că e un secret. Pentru cei mai tineri care încă nu știu, da? Aerul curat. Deci dacă vreți să cosiți la 50 de ani de la căsătorie, furați rețeta de la doamna vizitiu. Am să vă rog să nu plecați, să rămâneți. S-a mai dus soarele un pic după deal, că mai avem câteva lucruri și după aia chiar vreau împreună să cântăm la mulți ani. Pe lista asta a mea de sărbătoriți mai am un nume, care mi-e tare drag mie și care a ținut să fie la secret așa. N-am să-i spun numele, n-am să-l invit aici în față, dar aș vrea din suflet și urez din suflet la mulți ani, multă sănătate, să știe că suntem alături de domnia sa și de doamna și când va veni momentul să cântăm la mulți ani, să cântăm împreună și pentru acea familie. Deci mai este o familie la Dărmănești care sărbătorește 50 de ani și care a ținut să fie așa mai discret un pic. Din partea mea, la mulți ani și toate cele bune tuturor, inclusiv familiei la care am făcut referire. Pentru că spuneam că pentru noi familia e sfântă. Și familia creștină, familia pe care în slujbe o amintim și părinții astăzi au pomenit-o, e ceva sacru pentru noi. Și ne-am gândit că dincolo de a sărbători cuplurile care au făcut sau fac anul ăsta 50 de ani de la căsătorie, să mai cumva să mulțumim sau să respectăm mai mult familia și aici mă îndrept mai mult asupra mamelor care au gemeni. Și am zis noi, mamele care au gemeni minori. De ce am făcut asta? Am și eu doi copii acasă și fetița mea, am văzut-o pe aici. Fetița are vreo 16 ani, băiețelul are vreo 12 ani. Și știu prin ce am trecut eu și cât am legănat, fără să am gemeni. Și mă întreb cum ați rezistat dumneavoastră. Mă gândesc că e greu, mă gândesc că e și frumos, dar pentru tot efortul pe care l-ați făcut și mă adresez aici în special mamelor, pentru că tații sunt un pic mai ei și au îndeplinit sarcina când au făcut gemeni. Restul, creșterea, revine pe umerii mamelor, să zic așa. Și pentru voi, mamele, care în fiecare zi oferiți atâta dragoste, cu atâta dăruire și cu atâtea sacrificii, în semn de recunoștință, eu personal și Consiliul Local, vă acordăm o diplomă de excelență. Și am zis noi, diplomă de excelență pentru o mămică de nota 10. Da? Invit alături de mine o mămică, poate veni și cu tăticul, să vedem cum arată un tătic care face gemeni, a bucuroaie Andreea din Plopu. Are două fete frumoase, Alesia și Gabriela Ioana. Felicitări, doamnă, să vă trăiască fetele, să le creșteți frumos și la 50 de ani de la căsnicie să veniți cu ele și cu mulți nepoți. Felicitări, primul tătic de nota 10, da, să zic așa. Bravo! Acum e vreo șmecherie de a ieși fete sau o să avem și tătici de băieți, cred că, nu? Și o să avem și tătici de băieți. Bravo! Deci nu aveți treabă cu soția, doar să mergeți la biserică să vă rugați și este ce vreți dumneavoastră. Felicitări! Haideți să-i aplaudăm pentru că e prima mămică de nota 10. Invităm alături de noi pe Borșoana Gabriela, tot din Plopu, deja dăm de bănuit, care de data asta are pe Gabriel și Mihai. Doi băieți, să vedem cum e. Este?
Borșoana și Gabriela. Le dăm aici deoparte, că cine știe, poate, uite, auzeam un comentariu aici, poate vor să mai facă doi gemeni și or fi întârziat un pic. Invităm alături de noi pe Coman Petruța Anca din Poiană. Maria și cu Andrei. Deci vedeți că aici e altă rețetă. O avem pe Maria și pe Andrei. Mulți și-ar dori să aibă și un băiat și o fată. Felicitări, tăticule, că tu ai... Se pare că ai găsit cea mai bună rețetă. Puiule, da? Să bună, doamnă! Să vă trăiască prințul și prințesa. Acum floarea o dăm doamnei că... Da? Invităm alături de noi, ne-am învățat cu băiat și fată, pe Cotfas Andreea, care îl are pe Ianis și Natalia. Felicitări Andreea, o mă mică de nota 10. Dăm voie să-i strâng mâna și tăticului, că... Cred că a luat rețeta de la tăticul dinainte, da? Aha, deci voi ați fost primii și ați vândut rețeta, da? Să vă dea Dumnezeu să fiți sănătoși, să creșteți copiii ăștia mari, mari și să devină oameni de bază în comunitatea asta noastră. Mergem mai departe și invităm alături de noi pe Hazapariu Alexandra, Elena Alexandra, cu Matei și Sofia. Este, n-a ajuns, Elena? Nu-i nimic, o să ajungem noi. Lang, Cristina, Florina, cu Tudor și Teodora. Cât de frumos, Tudor și Teodora. Felicitări, mămico, să trăiască copiii și să fiți sănătoși, să-i puteți crește, da? O să facem un club a tăticilor de fete, un club a tăticilor de băieți și facem și un club mix, că văd că voi conduceți la momentul ăsta. Invităm alături de noi pe Mazilu Cătălina de pe Crângului, are pe Iris Andreea și pe Ingrid Antonia. Felicitări, Cătălina! Să vă trăiască, da? La prințeză, vai ce frumoasă sunteți! Tăticule, Dumnezeu să-ți țină obiceiul, da? Eu aș vrea să văd dacă mai riscă cineva din tăticii ăștia, da? Trebuie să știi. Felicitări, bravo! Să vă trăiască prințesele și Doamne ajută! Multă, multă, multă sănătate! Mergem mai departe. Invităm alături de noi pe Merlușca Alice, Daria și Medea. Hai, Alice! Și cu tăticu, cum e să ai două fete frumoase? Transpirat. Tot timpul transpirat, aoleu. Tăticule, de la tine cum e? Bine. Bine. Felicitări. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să le creșteți mari și să vă bucurați de frumusețea vieții. Doamne ajută! Felicitări, felicitări. Deci tăticul a zis bine, iar mămica a zis transpirată tot timpul. Invităm alături de noi pe Munteanu Mariana cu Adriana și Marcel. Mariana este sau nu este? Hai mă, Marie, hai mă, hai. Bine. Deci Mariana avea emoții. Ia zi-mă, Marie, la tine cum a fost, mă, de aici și fată și băiat? Bine. A fost bine. Dar
Bărbate, tu unde? Nu-i pe aici? Nu-i pe aici, el e la muncă. Dumnezeu să-ți dea sănătate, ia și astea vezi să nu le pierzi și să-i faci mari, da? Mai vrei să faci gemeni? Nu mai fac, gata. Doamne ajută! Mergem mai departe și invităm alături de noi o mămică de nota 10. Mocanu, Ionela, cu Maria și Luciana. Ionela, două fete frumoase, 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 să trăiască. Mă uit la ele și nu prea văd care ar fi mai frumoasă decât cealaltă. Amândouă sunteți foarte frumoase. Să creșteți mari în clasa? A cincea. Clasa a cincea. Cum e, mămicu? A fost greu? Greu, dar bine. Frumos. Frumos. Bravo, bravo. Felicitări. Toate cele bune. Și voi să luați doar note de 10 la școală, da? Bravo. Felicitări. Invităm alături de noi, de tura asta am zis, fete, fete, băieți, băieți, fete. Acum schimbăm un pic rețeta și chemăm o mămică care are doi băieți. Iuliana Murărașu cu Marcel, cu Ioan și Constantin. Și să vină și tăticul. Hai să vină și tăticul, să vedem cum arată unul care... Hai, tăticule, încoace. Felicitări, pentru că ai doi ficiori așa de frumoși, am să dau plicul ficiorilor, da? Am să dau diploma mămicii de nota 10 și am să-i strâng mâna tăticului, da? Felicitări! Cum e? Ia zi tu, cum e? Este emoționant acum pentru mine. Ce-a fost greu, a trecut, dar... Deci... Mămica, nu-i chiar așa că ce-a fost greu trecut. De-aia ziceți voi, cum e, mă, să fiți copii gemeni și să aveți așa părinți? Bine. De ce nu? Vă ceartă? Vă mai încurc așa câteodată? Nu. Des. Bravo. Deci este vreunul dintre voi care ia mai multă bătaie, așa să zic, să vă certe mai mult? Nu. Bravo, bravo, bravo. Felicitări. Sunteți tare frumoși. Semănați exact cu... Mama, nu? Mai mult mamă sau cine? Felicitări! Bravo! Să trăiești, tăticu, să rămână doamnă și... Doamne ajută, numai bine! Să fiți sănătoși! Invit alături de noi pe pădureanu Borzoșanca Dimitria, care l-are pe Albert și pe Ania Ilinca. O mămică de nota 10, am văzut-o nu de mult, cam plioștită. Cred că plângeau copiii sau aveau roșu în gât, nu știu cum e. Felicitări, mămică! Îți dau și plicuție pentru că e grea viața așa de... Na? Am văzut-o și pe mamă ta într-o zi obosită, cred că n-au dormit noaptea. Felicitări! Tăticule, Doamne ajută să-ți trăiască. Puiule, toate cele bune și să-i creșteți mari. Apropo, cât timp au? 4 luni, vedeți? Pentru cei mai tineri poate să încerce, cu, nu? Cât de repede. Felicitări! Doamne ajută! Numai bine! Deci rețeta se aplică și acum la... Mergem mai departe, Sândulescu Doina cu Gheorghe și Daniel. Nu este? O să luăm noi legătura cu dumneaei. Stănescu Angela cu Daniel și Maria. Angela nu este? E rușinoasă, Angela. Mergem cu Stănescu Doina, Valea Uzului 387. Nu e nici. Mai departe, Stănescu Silvia, cu Daniel și Darius. Este sau nu este? Haideți, mă, veniți în coace. Cu Daniel și Darius. Vine mămica prima. Tu ești mămica? Băi, mămico, să trăiești, să-i crești mari. Băi, tu ce-ai făcut la nas? Stai cu minte. Ce-ai făcut? Te-ai belit la nas, da? Să fii sănătoși, Doamne ajută.
Ia zi, frățioare, cum de-a ieșit așa de frumos? Un alb și unul negru! Un alb și unul negru! Un alb și unul negru! Cred că era și noapte și zi de-a ieșit. Să-i țină Dumnezeu sănătoși și pe voi ca să puteți face mari. Doamne ajută, numai bine! Doamne ajută! Dacă mai facem și bancuri, dacă... Invităm alături de noi Vrânceanu Camelia din Valea Uzului, cu Daniel și Iulian. Este, nu este? Hai, Doamne! Hai, Camelia, hai, tată! Ia zi-mă, Camelia, cum e, mă, să ai așa ficiori mari? Ești mari, da? Acum fac și eu, am auzit pe George, prietenul meu, e vreo unul însurat sau nu? Încă nu sunt surați ficiorii, dar e bine. Felicitări, să-ți crească flăcăi mari. Bă, care mai cu minte dintre voi? Amândoi, bravo, bravo. Luați și florile, sănătate și toate cele bune. Și m-a invitat alături de noi pe văcărașul Ionela. Ionela, ai ajuns? Hai, Ionica, încoace. Ionela, să-ți trăiască puii, două fetițe frumoase, da? Bă, prințeselor, să creșteți mai. Și să fiți sănătoase, da? Și vedem noi, poate vine și moșul la Crăciun vreun pic pe la voi, că am auzit că sunteți foarte cuminți, da? Toate cele bune. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să le creșteți mai. Aici, practic, am încheiat partea de mămici de nota 20. Noi am zis de nota 10, dar eu cred sincer că sunt de nota 20. Și aș vrea să mai oferim câteva diplome unor oameni, așa cum spuneam la început, extraordinari. Și o să vedeți dumneavoastră că sunt oameni care au excelat în alte direcții, pe care trebuie să-i ținem aproape de noi și să le mulțumim ori de câte ori avem ocazia. Invit alături de mine pe excelența sa, Fabiola Compostela. Sora bunii, cum o știm noi. Sora bunii, am cunoscut-o cu ceva ani în urmă. Un suflet extraordinar, un suflet venit de pe alte meleaguri aici la noi și care și-a dedicat viața ajutând pe cei în nevoie. În semn de recunoștință, mama bunii, sora bunii, așa cum te știm noi, excelenței sale, Fabiola Compostela, din cadrul Congregației Carmelitane, oferim această diplomă de excelență în semn de apreciere pentru cei 50 de ani de activitate în sprijinul comunității. Dacă nu greșesc, și cred că nu greșesc, sora bunii are 50 de ani de când a ales să meargă pe calea Domnului. Devoturi, cum spune domnia sa. 50 de ani de călugărie. Felicitări, mama bunii, sora bunii, și Dumnezeu să vă țină sănătoasă și să ajutați în continuare pe cei în nevoie. Avem multe discuții, multe, mai rămâneți un pic cu mine aici. Discut cu oameni necăjiți și îmi spun, în special cei care au probleme de sănătate, că a venit sora bunii sau mama bunii și i-a adus medicamente. Că a venit sora bunii și i-a adus mâncare pentru copii. Că s-a implicat sora bunii și au reușit să le refacă căsuța. Chiar acum sora bunii lucrează la un proiect împreună cu Asociația Surorilor Carmelitane și nu numai, pentru a ajuta o familie de la Sălătruc. Strâng bani cum pot, de unde pot, și ajută o familie necăjită din Dărmănești și le construiește o căsuță. Un gest mai mare și mai nobil de atât e greu de imaginat. În semn de recunoștință pentru Asociația Surorilor Carmelitane, Sfinte Tereza din Torino, vă oferim această diplomă de excelență. Dumnezeu să vă țină sănătoase
și să vă ajute și să fiți alături de comunitatea noastră. Mult, mult, mult prea puțin oferim noi comunitatea surorilor carmelitane comparativ cu ce ne oferă aceste ființe vii prin exemplul lor, să zic așa, neîncetat de a ajuta semeni. Vă felicit, sincer sunt emoționat și mă rog bunului Dumnezeu, așa cum știu eu, să vă țină sănătoasă. Și eu mă simt adevărată dâlmă veșteană, să spune așa, adevărată dâlmă veșteană. Felicitări, o adevărată dâlmă veșteană, da? Poate prin exemplu pe care l-au dat, mult, mult, mult mai dărmăneșteni decât mulți dintre noi. Încă o dată felicitări! Am să continui cu încă câteva diplome, să știți că sunt foarte zgârcit în a da diplome. Trebuie să simt cu adevărat că acei oameni le merită și cei care primesc aceste diplome să fiți convinși că au făcut ceva pentru noi, pentru comunitate, de aia l-au primit. Invit alături de mine un tânăr. Un tânăr care promite foarte mult și care s-a implicat foarte mult și care a demonstrat că prin ideile și acțiunile pe care le-a făcut a reușit să aducă un zâmbet pe fața celor necăjiți. Andrei Gorbănescu, în semn de apreciere pentru implicare și perseverență. Felicitări, Andrei! Acest tânăr, care s-a născut la Dărmănești, i-a spus că promite foarte mult, dar a și făcut foarte mult. A venit într-o zi la mine, și mai face, că altfel, nu? A venit într-o zi la mine și mi-a spus, trebuie să găsim niște soluții la un caz medical. Și mă bucur tare mult că în urma eforturilor pe care le-a depus acest tânăr, am reușit cumva să redăm speranța de viață acelui tânăr. Te felicit, Andrei. Te și recomandă, te și, să zic, responsabilizează această diplomă, pentru că nu ne putem opri aici, mergem mai departe. Felicitări, toate cele bune. Avem al doilea exemplu de om care ne-a sprijinit. Și aș vrea să-l invit aici, alături de mine, pe ursul Marius. Marius, îl știți mulți dintre dumneavoastră. Nu știu, habar n-a avut, cred că, de treaba asta. Nu știu dacă știai. Felicitări, Marius. Este un semn de apreciere. Marius ne ajută cu ce vedeți dumneavoastră aici, cu sonorizarea. N-am avut bani din ce să-l plătim, nici data trecută, nici cu nu știu câte dăți în urmă, dar el spune da. A venit alături de noi și felicitări, Marius. E un gest din partea noastră și cumva un semn de respect pentru ceea ce faci pentru noi. Am câteva firme aici care aș vrea să le oferim câte o diplomă de excelență din mai multe puncte de vedere. Noi am spus și nu știu, Marius Diaconescu, dacă este aici. Marius, mai ești aici? Hai, vino un pic lângă mine, Marius. Deci Marius Diaconescu a venit cu ceva timp în urmă cu o idee care a devenit proiect, care a devenit realitate pentru a sprijini, hai, te rog, lângă mine, firmele care, am zis noi, și am obținut acel brand fabricat în Dărmănești, o parte din firmele din Dărmănești care, sigur că, excelează în ceva. Marius, te rog. E foarte bine că se acordă premii și diplome familiilor care fac 50 de ani, familiilor care fac copii gemeni, dar cred că e și mai bine, pentru că la Dărmănești, începând de anul ăsta, se premiază antreprenorii. Pentru că o localitate merge mai departe prin prisma antreprenorilor. Ei sunt cei care creează locuri de muncă,
ei sunt cei care plătesc taxe și impozite, care duc la creșterea bugetului local, din care se fac lucrurile pe care dumneavoastră le vedeți. De aceea, nu vreau să spun decât un singur cuvânt. Respect. Mulțumesc. Mulțumesc, Marius. Este unul din oamenii care se implică activ în promovarea localității și să știți că pe mine foarte mult mă ajută toți cei care vin cu idei în a găsi cele mai bune soluții la problemele pe care le avem. Invit alături de noi reprezentantul Davi Opan Group Impex, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat comunității noastre. Davi Opan, vom transmite noi această diplomă pe același sau având același considerent la bază, SC Overland Group SRL. Este cineva? Sunt foarte emotive acești patroni de firme care ne lucrează la ora asta, cred că lucrează, dar îi găsim noi mai târziu. SC Segina Company SRL. Este? Domnul Marius are, să zic așa, îndatorirea de a transmite aceste diplome. Somalis Prest SRL. Domnul Sorin este unul din antreprenorii de la Dărmănești, cu care eu personal m-am certat mult. M-am certat și în sensul bun și cum vreți dumneavoastră. Este cel care a făcut lucrările astea de reabilitare a piațetei și am spus trebuie să fie, să arate piațeta asta perfect. Și în gândul lui, cred că m-am mai și înjurat câteodată, dar astăzi, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat comunității, îi oferim această diplomă de excelență. Felicitări, Sorin! Și să-ți ții năravul de a face lucruri serioase și de aici încolo. Toate cele bune! Îl rog să vină alături de noi pe reprezentantul IMED SRL, dacă este. Mihăiță Boatcă, la fel un băiat tânăr, un băiat care promite, o firmă care promite, felicitări Mihai, o firmă care face export, o firmă din Dărmănești. E greu astăzi să lucrezi, dar el reușește cu oamenii lui și cu ce știe să facă, să facă export. Când noi ne batem cu cei din afară și firmele mari reușesc de obicei din afară să acapareze tot, Mihai cu IMED SRL și cu echipa lui reușește să facă export. Felicitări! Invit alături de mine Samedei System SRL, dacă este cineva. Un tânăr, îmi place să cred că sunt tineri și că vor crește aceste firme, aceste companii, felicitări. Doamne ajută să creșteți mari și să auzim pe plan național și chiar internațional de voi. Numai internațional lucrează, felicitări. Mecano Electric Service, dacă este cineva. O să transmitem noi prin domnul Marius. Și SC Metal Fabric SRL. Haideți să vedem dacă e. Sorin Apostol. Felicitări, Sorin. Să știți că Sorin este unul din tinerii frumoși de vârsta mea. Când astăzi fiecăruia dintre noi e frică să investească, Sorin a avut curajul, a investit în Dărmănești, a creat niște locuri de muncă și pentru asta, încă o dată, felicitările și respectul nostru. Vă mulțumesc, domn primar, pentru sprijinul acordat și pentru diploma și vreau să vă spun la mulți ani dărmănești, la mulți ani dărmăneșteni și numai bine, vă doresc. Mulțumesc, toate cele bune! Avem, așa cum spunea Marius, mare nevoie de oamenii ăștia pentru că investesc aici și creează locuri de muncă. Vă mulțumesc și pentru că am fost așa de oficiali, așa de protocolari, aș vrea să vă invit să cinstim un pahar de șampanie.
Deci colegele mele vor veni cu un pahar de șampane și vă rog rămâneți pe poziții, da? Și poate că bunul meu prieten, hai un pic, George, să știți că esențele tari la urmă le scoatem noi. George trebuie să mai vină pe aici, pe la noi, ca să primească această diplomă. George este unul din talentele județului Bacău și nu numai. Cred că George o să ne cânți ceva, ce știi tu mai de suflet. Bună ziua! Săliminile! Eu am să fiu foarte scurt, am să sintetizez totul în 45 de minute, o oră jumătate. Aici vorbesc numai de cuvânt, după ce m-am apuc de cântat, de altă problemă. Salut inițiativa, în primul rând, pentru că, zic eu, este una lăudabilă și normală, de altfel. În al doilea rând, vă felicit pe cei care, așa cum spuneam eu cândva la blogul la un spectacol, o faptă bună trebuie să promovată, nu spre lauda făptuitorului, ci spre a servi drept exemplu. Pentru că fără exemple, viața noastră nu ar avea un drum, sau mă rog, el n-ar fi la fel de liber. În al doilea rând, pentru cei care au gemeni, printre care mă număr și eu, am unul pe care l-ați văzut, a venit nevastă mea repede să vadă toate fetele din Târmănești că sunt însurat și a venit cu fiică mea, eu mai am doi la congelator, care, dacă dă Dumnezeu, o să-i punem bine și o să... Da! Am să vă explic eu cum a fost făcut copilul meu. Și în al treilea rând vreau să rog și pe cinstitele fețe bisericești, și pe domnul primar, și pe corul acesta extraordinar să vină în spatele meu. Așa cât mă pricep eu, vreau să cântăm fiecare pentru fiecare, la mulți ani cu sănătate, da? Dacă se poate un microfon nerăgușit, dacă nu cântăm cu ăsta. Cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, care în lumină să dăinuiți. Pentru credința noastră creștină, la mulți ani să trăiți. La 100 de ani de România, așa cum și-a dorit Mihai Viteazu, 1600. Dar cred că orice domnitor român și-a dorit unirea, nu vreau o îndrăznit. Hai, Moldova! Când cucul bate vina, te răsună bucovina. Când cucul bate vina, te răsună bucovina. Când cucul într-urmă, te răsună cenăuți mai mai. Când cucul vreau eu, din Dărmănești la Bacău mai.